Cu ce aș putea compara celula mea singuratică? Ea se poate asemăna cu o minunată pădure plină de mireasma tuturor florilor. Crucea este singurul pom pe care crește floarea bucuriei desăvârșite. Între maile mărturii ale secolului 20, despre detenție, despre gulag, despre teroarea roșie, istoria va reține și mărturia pastorului Richard Wurmbrand. Glasul lui, auzit în toată planeta, imediat după ce a trecut în lumea liberă, în anul 1966, a fost nu numai glasul bisericii prigonite, ci glasul unui martir viu, al unui adevărat apostol Pavel din spatele cortinei de fier. Pastorul Wurmbrand s-a născut la 24 martie 1909 într-o familie de evrei din București. Vorbind din tinerețe nouă limbi, cu o dotare intelectuală de excepție, se apropie de mișcarea comunistă, ca mulți alți evrei români. Acționează în ilegalitate, este închis, se îmbolnăvește grav. În fața morții începe să studieze Biblia, o convertire spectaculoasă care va produce despărțirea definitivă de comunismul ateu. Este botezat în biserica de pe lângă misiunea norvegiană luterană pentru evrei, fiind un promotor al comuniunii tuturor creștinilor, indiferent de rit. Imediat după anul 1945, tipărește 1.000.000 de evanghelii în limba rusă pentru trupele de ocupație ale Armatei Roșii aflate în România. Deși Biserica Ortodoxă este datoare să-l susțină pe regele Mihai, totuși în interiorul ei se duce o luptă aprigă pentru a împăca tradiția monarhică și colaborarea cu noul regim comunist. Erau anii 1947-1948. La un istoric congres al tuturor cultelor, Petru Groza încearcă să-i convingă pe cei 2000 de preoți, pastori, rabini, că cele două curente, comunismul și creștinismul, sunt fundamental asemănătoare și pot coexista. Unul după altul, episcop și pastor, la unison, se întrec în a aduce laude lui Stalin. Spre a spăla rușina, pastorul Wurmbrand ia cuvântul și în discursul său arată că datoria slujitorilor lui Dumnezeu este de a-L slăvi pe Iisus și nu puterea trecătoare pământeană. Am avut de plătit mai târziu pentru această îndrăzneală, va spune Wurmbrand. Tatăl meu era un om care tot ceea ce spunea, într-adevăr împlinea. Una dintre poveștile cele mai impresionante din viața mea a fost la vârsta când aveam numai 6 ani și jumătate. Așa s-a întâmplat că imediat după războiul al doilea mondial, un creștin din străinătate i-a dus tatălui meu o ștofă să își facă un costum nou. În fiecare dimineață, tatăl meu îmi povestea diverse povestiri moralistice creștine. Și una dintre poveștile care mi le-a spus în acea perioadă era despre o femeie care era foarte zgârcită și a trecut un cerșetor la ușa ei și la mari insistențe i-a aruncat o bucată de brânză mucegăită acestui cerșetor. Și noaptea respectivă, femeia a visat că a ajuns în cer și era un mare banchet și a vrut să se așeze jos la acest banchet și un înger a tras-o de mânecă și a spus: Doamne, dumneata, trebuie să stai la masa cealaltă, unde este brânza aia mucegăită, pentru că toți ăștia au dat ce a fost mai bun ce au avut, pe că dumneata ai dat numai brânza mucegăită. Și atunci tatăl meu, bineînțeles, mi-a făcut morala că atunci când avem ceva, trebuie să dăm ceea ce prețuim și nu să aruncăm cuiva gunoiul care nu-l prețuim.
Așa se întâmplă că la 2 zile sau 3 zile după această povestire, tatăl meu, foarte mândru, se proba, cum era pe vremuri în România, un costum nou, nouț, din acest material adus din străinătate, în oglindă. Și eu, fiind acolo, i-am spus tatălui meu, zic că acum ai 2 costume. Și fratele Weissman, în biserica noastră, care întotdeauna vine cu un costum peticit la biserică, zic că ar trebui unul dintre cele 2 costume să le dai fratelui Weissman. La care tatăl meu pe loc m-a întrebat, zic, și care trebuie să-l dau? Și am spus, costumul care vrei să-l porți în ceruri, pe ăla să-l dai. În aceeași după masă, tatăl meu l-a chemat pe acest bătrân frate Weissman și i-a dat costumul nou adus din Elveția în fața mea. Așa că, fiind fiul pastorului Wurmbrand, asta e o moștenire extraordinară, este o bogăție extraordinară să ai pe cineva ca părinte pe care îl admir că ceea ce a spus a și făcut. Era o duminică frumoasă. Wurmbrand, împreună cu soția lui Sabina, se îndreptau spre biserică. De multe ori se întrebase ce înseamnă răpirea oamenilor de către securitate. Avea să o afle în curând. Un automobil negru s-a oprit în fața lui. 4 indivizi au sărit din el și l-au tras înăuntru. În multe nopți, Wurmbrand și Sabina s-au rugat, cerându-i lui Dumnezeu să le dea și lor o cruce, o încercare a credinței. Răspunsul pe care îl ceruse lui Dumnezeu venise. Mai mult de 8 ani, nimeni n-a știut din familia lui dacă era viu sau mort. În cartea sa de memorii cu Dumnezeu în subterană, Wurmbrand vorbește despre tortură ca despre un procedeu barbar, nemai întâlnit în cruzime, dar comun tuturor închisorilor securității. Zile și nopți a fost condamnat să facă manejul, să se târască în jurul celulei, 12 pași în total, și să audă la intervale de 1 oră strigătul prin vizor al gardianului: mai repede, mai repede, mișcă, nu te opri, ridică-te, mișcă. Când a căzut, gardianul s-a năpustit înăuntru și l-a trăsnit cu o măciucă. Azi dimineața, anchetatorul mi-a cerut să deschid gura. Este un lucru care ni se cere să-l facem destul de des, pentru ca autoritățile să se convingă dacă nu cumva vreun deținut a ascuns o otravă. Însă de data aceasta, când eu am deschis gura, ofițerul mi-a scuipat în ea. Tatăl meu a înțeles că orice îi se întâmplă este planul lui Dumnezeu. De multe ori spunea cu foarte multă bucurie că niciodată nu a avut o comunitate sau o biserică atât de bună ca cea din pușcărie, pentru că niciunul din enoriașii săi nu puteau să fugă de la predicile sale sau să evite predicile. De asemenea, tatăl meu n-a fost niciodată trist, n-a avut niciun moment vreodată de depresie. N-a existat un moment în care să spună, uite, mi s-a irosit viața sau am pierdut 14 ani. Din contră, a considerat că acești 14 ani au fost extrem de folositori tuturor celor pe care i-a întâlnit și vieții sale spirituale. Dacă toate celelalte porți către cer sunt închise, unui om îi mai rămâne poarta lacrimilor. Prin această poartă a trecut și pastorul Wurmbrand. Într-o dimineață a zgriat pe peretele celulei cu un cui cuvântul Iisus, sperând că acesta le va aduce mângâiere celor ce vor veni după el. Gardianul s-a supărat și l-a trimis la carceră. Ce era carcera? Un dulap zidit în perete destul de înalt ca omul să poată sta în picioare, cu o suprafață de 50 de centimetri pătrați, cu câteva mici găuri de aerisire și una prin care se împingea mâncarea. După o oră aleșinat, l-au scos pentru un răstimp, doar un răstimp, și a fost adus înapoi. A început să repete: Iisuse, mire scump al sufletului meu, te iubesc. Curând, sensul cuvintelor s-a încețoșat, apoi s-a pierdut.
În Evanghelia după Matei se spune că Fiul omului va veni în ceasul în care nici măcar nu te gândești. Această experiență a trăit-o la limita dintre viață și moarte. Din cauza hranei s-a îmbolnăvit din nou. Este dus la spitalul penitenciar din Târgu Ocna. Aici a stat 2 ani și jumătate în celula destinată muribunzilor. Cred că trebuie să ne referim în primul rând la spiritul care a fost destul de larg. El a constituit un fel de protestant foarte larg în vederi. Toți ceilalți, că erau chiar luterani, că erau baptiști, că erau penticostali, că erau adventiști mai ales, toți erau foarte închistați. Noi ne mântuim, voi pieriți, tot spune așa. În dogme. Da. El a fost un om foarte larg. Adică el primea, discuta cu toți și chiar era celebru în închisoare. Eu am stat cu el în închisoare de rog. Era foarte cunoscut pentru că toată lumea vorbea de Wurmbrand. Orică îl săreau pe el să-l sfâșie că era protestant sau că ziceau, domnule, este are un verb extraordinar și o putere de credință și de afirmare extraordinară. Sabina Wurmbrand a fost arestată la numai 2 ani după soțul ei. Cu un lot de femei au fost repartizate la canal. La lagărul de la Poarta Albă, deținutele trebuiau să sape pământul, să-l încarce în roabe și să-l care la mari distanțe. Cele care nu-și făceau norma erau bătute și ținute fără pâine. Sabina, fiind micuță și fragilă, gardienii, ca să se distreze, o aruncau în Dunărea înghețată și apoi o pescuiau. S-a îmbolnăvit și ea foarte grav. Mai târziu, prin mărturia unui coleg de celulă, Wurmbrand a aflat că Sabina se afla în spitalul închisorii Băcărești. La canal a fost și pastorul, într-o brigadă de 400 de episcopi, țărani credincioși, sectanți, toți închiși din motive religioase. La conducerea acestei brigăzi au fost aduși criminali condamnați pe viață, cărora li s-a promis eliberarea dacă îi țineau pe prizonieri numai în teroare. Imaginați-vă, ne spune Wurmbrand în mărturiile sale, dacă acești criminali te vedeau că-ți faci o cruce, cum era obiceiul la români, sau țin preun mâinile a rugăciune, sau spuneai un cuvânt despre Dumnezeu, erai bătut de moarte. Astăzi comuniștii m-au bătut măr când am leșinat. M-au reanimat turnând apă pe mine, după care au început să mă bată din nou. Închisoarea, că este o nenorocire, nu-i destul spus. Cuvântul acesta, nenorocire, n-ar putea reda ceea ce e realitatea închisorii. Este mai mult decât pot descrie cuvintele. Când am fost în închisoare, am fost cu doamna Coleta Grosu, ca să-i spun pe numele cum este, mult timp împreună. Și când suferința era mai mare și era așa de mare, câteodată ni se părea, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Dar și Domnul răspundea în acele clipe când noi eram de acum la pământ și când ni se părea nu mai putem mai departe, prin minuni, prin semne, prin câte un semn de dragoste, de ne înviora, de ne ridica iarăși. Și în acele momente vorbeam cu Coleta sau cu alte surori cu care eram împreună, spuneam, niciodată, dacă vom fi liberi, niciodată nu vom povesti suferința noastră aceasta vreunui om care n-a trecut prin închisoare, fiindcă închisoarea nu e o nenorocire, închisoarea întrece orice închipuire de necas, de batjocură, de umilință. Cuvintele, când încerci să descrii
cuvintele par ca o baciocoră pe lângă realitatea închisorii. Și spuneam că nu voi povesti niciodată vreunui om care n-a trecut prin închisoare, ca să poată prinde realitatea a ceea ce spune, măcar o coardă din inimă să vibreze la această nenorocire pe care au îndurat-o 10.000 de oameni nevinovați în țara noastră. Spun 10.000, dar pot să spun 100.000. Moartea lui Stalin și căderea mitului de pe soclu i-au amintit lui Wurmbrand de anul în care a stat în celulă cu foși membrii ai Partidului Muncitoresc Român. E vorba de Lucrețiu Pătrășcanu. Comuniștii, spunea el, au irosit timp și energie ca să se pedepsească unul pe altul, un sistem cu adevărat criminal. Despre Stalin se știa că l-a otrăvit pe Lenin, a ordonat ca Trotski, autorul Marei Terori, să fie ucis cu târnăcopul. Hrușov l-a urât atât de mult pe tovarășul său, încât l-a denunțat ca asasin și tiran și l-a scos din istorie. Vasile Luca, Foriș, Teohare Georgescu, Ana Paucăr au devenit și ei victimele acestui sistem. Lucrețiu Pătrășcanu inventase o justiție nouă, o justiție care condamna fără a-i da putința celui incriminat să se apere. Și el a căzut pradă noii justiții inventate de comuniști. Jilava era, precum numele ei, o pușcărie a întunericului, a mucegaiurilor, a frigului. Wurmbrand intra în fortul 13 după ani grei de temniță. A venit ca un om din Apocalipsă. Un om desfigurat de foame și de suferință. Desfigurat cum nu se poate descrie. Noi eram atunci la Jilava, într-o cameră lipsită de lumină și de aer, pentru că în Jilava, geamurile nu serveau pentru a pătrunde lumina sau aerul, ci pentru a pătrunde întunericul. Se deschide ușa cu un zdrângănit sălbatic, cum era obiceiul, ca fiecare zgomot care se produce, se produc în noi șocuri. Se deschide ușa, nu intră nimeni. În sfârșit, din noapte, apare o siluetă. În ușa celulei numărul 3 de la Jilava a intrat o siluetă albă. Era un om de pudră. Era o pudră care vorbea de pământ, nu de zăpadă. S-a oprit singur în cadrul ușii, care făcea rama unui tablou de spaimă, pentru că intrase un om desfigurat de suferință. Nu poate fi descris un om de slăbiciune pe care o avea atunci Wurmbrand. Era un om înalt de felul lui. Slab cum era, se vedea conturul negru în jurul feței sale, conturul dat de întunericul culoarului de pe care apărea, pentru că culoarul de la Jilava era vopsit cu funingine scoasă din sobe, ca să fie și mai lugubră deținerea. Intram prin un tunel de funingine. Din acest tunel de funingine a apărut și profilat pe acest întunecat fond de funingine a apărut Wurmbrand. Alb. Dar în această pată lungă, albă, se vedeau două prăpăști. Nu de dimensiunile
unei prăpăștii, ci de profunzimea unor prăpăștii. Era ochii lui Vrun, orbitele lui Vrun. Nu-ți poți închipui cum o orbită poate ascunde atâta adâncime. Parcă nu avea ochi, parcă avea numai găvane. Două prăpăștii săpate în obrazul lui. Ne-am înfiorat în fața acestei slăbiciuni. Când mi-aduc aminte când toată lumea ca se bătea înaintea mea. Iisus și iasă la pielea de pe fese și, mă rog, gata am să ridicăm. Și când m-a luat la mine, zice să fii atent, să nu strici. Adică te plăcea să nu strici. De ce, părinte? Asta e îndrăgea și mai tare? Nu, să nu strigăm, adică să nu cerem iertare, să nu ne uităm, să nu ne uităm că am fost, că suntem biruiți de durere. Și când m-am dus acolo, m-am întins cu spate, mi-a dat pantalonii jos și un gardian s-a așezat pe picioarele mele și unul pe umeri. Păghet. Eu nu strig, eu nu mă spart, lăsați-mă. Și când aș vrea să-mi dea, am simțit, întâi făceam, n-am zis nimica. A fost ca un fel de uimire, lovitorul ăla, nu le simțeam deloc. Până când tata, am început să... Nu mai suflam și picioarele începuseme să-mi doaie așa, ce nu închizăm de la în sus, știi. N-am strigat, dar până când m-am îmbrăcat, era un colo, nu era un locotenent. Nu-i spun numele, nu să ierte toate păcatele. Și mă întreabă, mai să mai faci? Și zic, care a fost ca reacție, a zis, nu mai fac. În atâta eram, organismul era distrus, până m-am spărat și am zis, am să fac, pentru că trebuie să respectați regulamentul. Am fost pus într-o cămașă de forță și legat foarte strâns. Gardienii mi-au pus un căluș în gură. Pentru că nu contenea să vorbească de Dumnezeu, pastorul a fost trimis deseori la Neagra, o încăpere subterană, fără ferestre, aflată în adâncimile fortului, unde fusese probabil un vechi depozit de muniții. Niciun obuz n-ar fi putut pătrunde până acolo. Apa picura din tavan și menținea un frig amarnic chiar și vara. Când erau mai mulți în camera neagră, alcătuiau un lanț ca să nu moară înghețați. Fiecare se ținea de cel din fața lui, în timp ce se învârteau la nesfârșit în cerc. Când unul dintre ei se prăbușea, ceilalți îl trăgeau și îl forțau să meargă mai departe. Deși în libertate după 8 ani, pastorul nu putea avea pacea pe care și-o dorea. Apartamentul îi fusese confiscat, soția închisă. După eliberare, refuzând să divorțeze de soțul ei, Sabina n-a putut găsi de lucru. La vârsta de 13 ani, Mihai, fiul lor, și-a vizitat mama la canal. A pornit cale de 4 km peste câmp până la capătul linii de tramvai și spune cum mângâia scoarța copacilor și se aplica să mângâie firele de iarbă și se minuna de frumusețea florilor pe care nu le mai văzuse atâția ani. Odată ajuns acasă, i-au ieșit în întâmpinare cei doi fii, Mihai și Sandu, fiul adoptiv, care mai întâi nu l-au recunoscut, dar după aceea, sigur, și-au dat seama că trebuie să fie tatăl lor ieșit din închisoare. Au alergat să o cheme și pe mămica și când s-au apropiat cu gând să-l îmbrățișeze și să-i dea sărutare, pastorul cu blândețe i-a oprit spunându-le: înainte să primesc sărutare de la voi și înainte să vă dau sărutare, trebuie să știți un lucru, n-am venit de la mizerie la fericire, am venit de la bucuria de a fi fost cu Hristos și cu frații mei în închisoare, la bucuria de a fi cu Hristos în mijlocul familiei. Apoi s-au sărutat, s-au îmbrățișat și au plâns îndelung. După un timp, pastorul s-a aplicat la urechea soției și a șoptit un cântecel pe care îl pregătise în închisoare, în nădejdea că poate vreodată se vor mai vedea în viața de pe pământ. Niște misionari străini, niște americani, la câteva zile după ce a ieșit din pușcărie, deci încă arăta foarte mult ca un nou deținut ieșit din pușcărie, au venit în mica noastră mansardă unde se adunaseră poate 40 de oameni
în această mică mansardă, pentru că mulți oameni veneau să-l vadă pe pastorul Wurmbrand, care s-a eliberat. Și unul dintre ei, care locuiește la Los Angeles, încă unul dintre acești americani, de curând în public a povestit prima sa întâlnire cu pastorul Wurmbrand. Povestea cum a intrat în această mansardă și erau 40 de oameni și în mijloc era un om oarecum în vârstă, foarte slăbit, care vorbea și râdea și el m-a întrebat pe mine, care eram în această cameră, zice, eu vreau să mă întâlnesc cu pastorul Wurmbrand. Zice, cine e pastorul Wurmbrand? Zic, tatăl e acolo, pastorul Wurmbrand. La care el spune, zice, dar nu se poate, pastorul Wurmbrand a fost în pușcărie. Este un om care e volubil, vorbește, râde. Zice, ești sigur că ăsta este pastorul Wurmbrand? Zic, sunt absolut sigur. Și el întreabă, dar ce te face să fii așa sigur? Zic, e tatăl meu, e acolo. Gardienii noștri au fost mai agresivi ca oricând. Ei ne-au umplut pântecele cu apă și apoi au sărit pe corpurile noastre. Pe unii dintre noi ne-au spânzurat legându-ne de degetele mari de la mâini și de la picioare. Pastorul Wurmbrand știa că mai curând sau mai târziu va fi din nou arestat. Revoluția din Ungaria din anul 1956, în loc să amelioreze situația deținuților politici, a năsprit-o. Comunismul acționa în forță. În România, mii de studenți din Cluj, din București, din Timișoara, care s-au solidarizat cu mișcarea patrioților unguri, vor fi arestați. În Rusia sovietică, Hrușov a anunțat un nou plan de 7 ani pentru a eradica rămășițele superstițiilor din conștiințele oamenilor. În marea putere sovietică, multe biserici au fost dărâmate sau transformate în cluburi, în muzee, în silozuri. Criminalii în anterii negre, preoții, sunt vânați și ei și aruncați în închisori. Când Revoluția din Ungaria își revendica martirii, pastorul Wurmbrand este adus pentru anchete la fosta închisoare Uranus. Aici va primi și o altă condamnare, după o ședință secretă de 10 minute. În timp ce ținea predica în celulă, îi este comunicată această sentință. Wurmbrand își continuă nestingerit liturghia. Și de evenimentele din Ungaria, de rezistența anticomunistă din Europa de Est, Wurmbrand îndrăsnește, în libertate, așa cum a făcuse în închisoare, să îndemne studenții, care alcătuiau auditoriul lui, să nu lase suferința să ia prin surprindere. Gândiți-vă deseori la ea, însușiți-vă virtuțile lui Isus. Referindu-se la revoluția din țara vecină, într-una dintre predici, vorbește și despre roata vieții, care se învârtește și care schimbă destinele. Ministrul comunist al cultelor, aflat în sală, l-a denunțat public ca fiind un atac contrarevoluționar. Comunismul este aici pentru totdeauna, nu va cădea niciodată, noi stăpânim lumea. Nu se știe, a spus Wurmbrand, eu am fost închis și acum sunt liber. Roata lumii are și un alt înțeles. Într-o altă seară la cină, înainte să se așeze la masă, după cum le era obiceiul și după cum i se rânduia la norșice casă creștină, pastorul Wurmbrand a rostit cuvântul de rugăciune și în încheiere a spus așa, Doamne, dacă există oameni în închisoare care au nevoie de mine,
suflete pe care le pot aduce la mântuire, te rog, trimite-mă iarăși în închisoare, o voi îndura bucuros. Și cei din familie, în frunte cu soția mult iubită, după un moment de ezitare, au spus amin. Și așa un cuvânt de rugăciune nu rămâne multă vreme fără de răspuns. La Gherla, pastorului Wurmbrand îi se propune de generalul Negrea trimis al Ministerului de Interne să colaboreze cu puterea. Dacă sunteți pregătiți să uitați ce ați suferit, noi uităm ce ați făcut împotriva noastră. Îi se oferă mai mult un post de episcop în locul episcopului luteran, care era bătrân. Îi simțea sufletul ca o corabie care, sub vântul puternic, ba coboară în abis, ba se înalță până la ceruri în clipa următoare. Chemat în fața comandantului, a răspuns că nu se simte demn să fie episcop. Primii creștini s-au dus la moarte spunând: Christianus sum, sunt creștin. Deși pe pragul morții, Wurmbrand nu acceptă această neagră cooperare, cum o numește el, și își duce crucea mai departe. După aproape 3 ani de detenție, de izolare, mă aflam în pragul morții. Scuipam adesea sânge. Slăbit și cu febră, am fost dus în fața tribunalului, unde am fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică. În multe lacrimi, dis o flămândă, dis o bagiocorită și bătută, am ridicat ochii către Dumnezeu și am spus: Doamne, cum să-ți mulțumesc că sunt printre cele bătute și batjocorite și că Tu, în îndurarea Ta, nu m-ai lăsat să fiu printre cei care bat și batjocoresc. Acum sunt pedepsit să stau nu știu pentru câtă vreme într-o altă celulă. E plin de 10 de șobolani flămânzi care sar pe mine și nu mă lasă să ațipesc. Unii aleargă prin celulă tot timpul după o hrană care nu există. Vorbea cu o simplitate extremă. De la cel mai înalt nivel de înțelegere teologică la cea mai simplă modalitate de exprimare. Asta era talentul lui. Simplitatea exprimării celor mai amicitoare adevăruri pe care le spune. Încât îți făcea impresia că e al tău ceea ce îi spune. Nu te punea la efort să înțelegi gândirea lui, ci ți-o făcea să fie a ta. Îți comunica adevărul pe care îl trăia el, dar în cuvinte atât de simple, încât nu ți-l punea departe, ci îți vorbea din interior. A fost nevoit să părăsească România mult iubită în anul 1965 și vreme de 25 de ani a pribegit departe de țară, umblând din loc în loc și vorbind pretutindeni oamenilor despre împărăția Harului Domnului Iisus Hristos și despre frumusețea și suferința României. După 25 de ani de exil, i s-a îngăduit să revină în țară odată cu așa zisa revoluție și primul lucru pe care l-a făcut după ce a coborât scara avionului a sărutat pământul românesc. Câteva zile după aceea a mers la cimitir și a pus o floare pe mormântul ofițerului de securitate care l-a arestat, care l-a închetat și care l-a zvârlit în închisoare.
și a mers și la mormântul răposatului Ceaușescu și a pus o floare și pe mormântul lui și pe mormântul soției lui. Ceaușescu, care spusese în multe rânduri, vom găsi noi un glonte pe lui și pe mormântul soției lui. Ceaușescu, care spusese în multe rânduri, vom găsi noi un glonte pentru vorbă, vom găsi noi un glonte pentru vorbă. Privind înapoi, după toți anii de închisoare, n-a fost numai o nenorocire. Spune în Evanghelie la un moment dat că Domnul Iisus a silit pe ucenicii săi să vie la o parte cu el. I-a silit. De ce? Că erau așa de ocupați cu muncă pentru el, încât nu mai ajungeau să fie numai cu el. Și i-a silit să vie deoparte. Deseori Domnul folosește și ocazia asta a închisorii pentru ca în mod deosebit să învețe pe ai lui și să-i crească în drumul acesta spre cer. Discutam așa cu el de foarte multe ori și mi-a spus odată, ce părinte, când eram în închisoare am văzut că toate neamurile aveau un Ave Maria. Numai noi, evrei, care am dat-o pe Sfânta Fecioară, n-aveam un Ave Maria. Și atunci s-au tradus Ave Maria în ebraică, a pus o melodie, nu știu dacă era făcută de el, am uitat, pentru că, mă rog, am impresia că mi-a spus că a fost cu melodie veche pe care a aranjat o melodie foarte stranie. Într-adevăr, părea o melodie de viață din timpul Mântuitorului. Și când era bolnav la spital, m-am dus să-l vizitez. El vizitam des sau când era acasă, mă vizita el pe mine. Ne întâlneam destul de des, cel puțin o dată sau doar pe an ne întâlneam și discutam problemele. Și mi-a cântat și am înregistrat pe bandă, pe bandă magnetică, această melodie. Este absolut stranie. Nu înțeleg nimic, pentru că era o ebraică pe care foarte veche, dar oricum este ceea ce gândul lui pentru Fecioara Maria. Și așa, dintre aceste lucruri ne-am mai apropiat și ne-am mai apropiat ceva. Era foarte larg în ajutoare pe care le dădea. El avea o organizație foarte puternică, cu rădăcini, cu bramuri în toată lumea. El primea informații de persecuția creștinilor în China sau în Coreea sau oriunde, avea peste tot. Oameni care îi furizau informații și el publica după aceea o revistă, Vocea Martirilor, în care prezentea toate aceste cazuri. Niciodată el n-a făcut distincție între, să zicem, între ortodoxi și protestanți, între catolici și protestanți. Pe toți îi apăra deopotrivă, pe toți îi publica în listele lui de deținuți și pentru toți intervenea la autoritățile americane, pentru că avea o anumită audiență. Pentru toți intervenea, adică nu a existat niciodată să ajute în mod egal și pe unii și pe alții. Asta mi-a plăcut la el. Domne, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletelor unde drepte se urmesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertare păcatelor lor. Am întâlnit foarte mulți deținuți politici care au iertat faptul că au fost persecutați din închisori și i-au iertat pe opresorii lor. Dar n-am întâlnit pe nimeni care să se roage pentru călăul său, ceea ce am întâlnit la Von Brandt. Da, sigur că crezi că e posibil asta? Ce presupune asta? E posibil. Și noi ne rugăm. Și noi ne-am rugat pentru ei. El era un om... Avea un intelect foarte, foarte, foarte subtil și avea o credință puternică. Adică, spre deosebire de intelectuali care au tot de la dubii, el n-avea niciun dubiu. Adică el și credea, și înțelegea, și mintea lui era cotropită de această credință. Și credința spune, roagă-te pentru dușmanii tăi, roagă-te pentru toți, nu? Că nu fac cum fac păgânii care iubesc pe ei lor și urăsc pe ceilalți. Tu să iubești pe vrăjmașul tău, să-i trăiești pentru cei care îți face rău, să-i negude, pe cel care te blestemă și așa mai departe. El aplica, era un om care aplica în cea mai mare măsură învățătura evanghelică. Și din cauza aceasta, el a fost un om care a putut să se roage și sunt convins că s-a rugat pentru dușmanii lui. Un om înalt, îmbătrânit înainte de vreme, slab, hieratic, plin de rând și de amintiri dureroase,
cobora anonim dintr-un avion în New York. Vineri 6 mai 1966, el a depus mărturie în fața Senatului Statelor Unite, arătându-și trupul acoperit de 18 cicatrice. În anul acela, Occidentul nu era pregătit pentru mesajul lui Wurmbrand. Rapoartele oficiale ale liderilor religioși din Est și din Vest erau într-o consonanță perfectă. Religia n-a fost opresată în lagărul comunist. Wurmbrand, cu depoziția sa, care a avut efectul unui uragan, a deschis ochii lumii libere asupra milioanelor de creștini prigoniți dincolo de cortina de fier. Prestigiosul jurnal britanic The Guardian spunea că Wurmbrand a schimbat pentru totdeauna percepția creștinismului occidental asupra regimurilor comuniste. Tatăl meu a crezut întotdeauna că înnoirea omenirii sau unei societăți sau unei țări se începe de la reînnoirea proprie a fiecărui om, a inimii sale. Fiecare om trebuie să-și dea seama că e pe acest pământ invitat și într-o zi va fi invitat să plece de pe acest pământ. Este o existență efemeră și în această existență efemeră cel mai important mesaj sau pentru fiecare dintre noi este relația noastră veșnică cu Creatorul acestui univers. În memoria tatălui meu încerc pe toată lumea să încurajez, pe toți creștinii din România mai ales, să urmeze exemplul tatălui meu. Să meargă fără compromisuri până la capăt, prin pânzele albe, prin pereți. Tatăl meu niciodată nu s-a gândit vreodată trebuie să-mi păstrez poziția sau trebuie să mă feresc pentru că am o familie. Fără compromis, de fiecare dată a mers drept înainte. Este un exemplu mondial. Sfârșit astfel de oameni pe care am întâlnit și nevastă mea și eu în închisor, am dus să spunem frumusețea României, ce suflete are România, ce se suflete au trecut din România înspre ceruri și că putem fi mândri de a fi români, în sensul ăsta, un popor care a dat martir, care cu drag l-a mărturisit și a murit pentru Hristos. În fața Senatului American, arătându-și rănile și oasele frânte, adevărata sa expertiză în comunism, pastorul a precizat: eu nu mă laud cu aceste semne, vă arăt doar trupul torturat al țării mele, al patriei tatălui meu, al bisericii mele, care apelează la creștinii americani și la toți oamenii liberi din America să se gândească la trupul nostru torturat și nu vă cerem să ne ajutați, vă rugăm un singur lucru, nu-i ajutați pe asupritorii noștri, nu-i lăudați, nu puteți fi creștini și să lăudați pe inchizitorii creștinismului. An de zile nu am văzut soarele, luna, florile, zăpada, stelele, niciun om în afară de anchetatorul care mă bătea, dar pot să spun că am văzut cerul deschis, l-am văzut pe Iisus Hristos, am văzut îngeri și am fost fericit acolo. Cărțile și predicile pastorului Wurmbrand, vorbind în numele atâtor martiri, sunt o piesă redutabilă într-un proces al comunismului.